Primăria municipiului Timișoara intervine în zona pădurii verzi, unde ocolul silvic Timișoara și specialiștii municipalității au identificat mai mulți copaci uscați, bolnavi sau loviți de fulger, care prezintă pericol pentru cetățeni. Astfel au fost marcați 69 de arbori, care vor fi tăiați în baza codului silvic și cu aviz de la Agenția de Mediu. Intervențiile sunt programate începând cu data de 16 aprilie 2024, în fața Muzeului Satului Bănățian, în zona Behala și pe alea Pădurea Verde. În cazul în care în zonă nu va avea loc o împădurire prin regenerare naturală, în anul 2026 se va interveni prin plantări. Reamintim, primăria municipiului Timișoara are în derulare un proiect de amenajare a pădurii verzi ca pădure parc care se află în etapa de proiectare. La finalul lunii martie, firma de proiectare a depus cererile pentru obținerea vizelor. Potrivit conceptului, amenajările pentru viitoarea pădure parc vor fi făcute pe conturul perimetral al pădurii verzi. Lucrările vor fi minim invazive, iar materialele folosite vor fi ecologice. Conceptul de amenajare are în vedere conservarea biodiversității și restaurarea ecologică, ameliorarea climatică în mediul urban, precum și accesibilitatea pentru toate grupele de vârstă, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.